Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Alături de noi este, din nou și spun, bine te-am găsit, bine te-am regăsit, Gabriel Soga Căciulă, practicant budism și de asemenea instructor de ceremonia ceaiului în tradiția școlii Urasenkhya. Ce este budismul? Cum putem transpune învățăturile desprinse din budism în practica cotidiană? Care este raportul dintre budism și neuroștiințe? Cum funcționează mintea? Indiferent de forma sa, că vorbim, nu știu, despre budismul tibetan, despre budismul din sudul Indiei sau despre budismul zen, învățăturile budiste sunt mai actuale decât oricând, deoarece propun cultivarea unor valori importante precum iubirea binevoitoare, înțelegere, compasiune și răbdare. Astăzi ne-am gândit să venim înaintea dumneavoastră cu o altă carte, de data aceasta din colecția Zen a editurii Herald, Shin, Mintea Universală de Huang Po. O carte, câteva cuvinte despre ea. Prezentul volum este o traducere completă a lucrării Huang Po. Un text chinezesc din secolul al IX-lea, aparținând maestrului Zen Huang Po. Se spune că Buddha și-a expus învățăturile în funcție de capacitățile intelectuale ale diferiților săi discipoli sau ale auditorilor care participau ocazional la predicile sale. Dintre toți însă, numai Kashapa l-a înțeles sau i-a înțeles cu adevărat doctrina și de aceea Buddha i-a încredințat doar lui învățătura cea mai profundă în mod mistic, de la minte la minte. Iată dar o carte importantă și în Mintea Universală, în colecția Budismul Zen a editurii Herald. Gabriel Soga Căciulă, ce înseamnă de fapt acest concept Shin? Ce înseamnă de fapt sau cum putem să traducem pe înțelesul unor oameni simpli, dar a unor oameni care citesc și care sunt pasionați de, să spunem, despre de budismul zen, cum putem să traducem conceptul de minte universală? Nu putem. Aici e frumusețe. Este, sau, în clipa în care deschid acum gura, intrăm într-un teritoriu fantastic, dificil de pus într-o discuție. Citind cartea și revin la acest shinshitsu, de fapt. Citind cartea am văzut folosirea cuvântului mintea lui Buddha. Da? În carte se folosește foarte mult cuvântul mintea lui Buddha, această structură. Și m-am gândit, mintea lui Buddha este traducerea, de fapt, a structurii în engleză, pentru că a fost tradusă în englezește, Buddha Mind. The Buddha Mind. Buddha Mind nu înseamnă the mind of Buddha. Deci nu este vorba de, nu știu cum se spune, relația posesivă. Buddha are o minte, o numim mintea lui Buddha, este deosebită, deosebit de conceptul de mintea Buddha sau starea de minte Buddha. Nu e vorba de o minte a lui Buddha, pe scurt, este vorba despre, dacă vrem să acceptăm acest lucru, este vorba despre Dharma. Dharma este identică cu mintea lui Buddha, este identică cu Buddha, este identică cu the whole, whole being, de întreaga ființă. Este identică cu ceea ce noi
ne închipuim că este fundamentul total, absolut, universal al, al creației, a nu măcar să zicem ce creație, acea, a cosmos, universul, tot, așa cum este. În englezește, in its suchness, în felul real în care este. Ceea ce este, este în felul natural de a fi totul. Această bază care include tot capătă în acest sens un, o conotație ciudată de nimic, de nothingness, de emptiness. So, într-un fel, cuvântul emptiness este Buddha mind, este Dharma. Este, de ce emptiness? De ce să dăm o valoare de vacuum, să zicem, da? A ceva ce nu e vacuum. Asta este unul din lucrurile pe care trebuie să le rezolve cineva care practică Zen. Eu vorbesc mai mult despre Zen, nu necesar despre Zen. Deci mai puțin partea de filozofie profundă cu toate detaliile budiste, ci despre Zen. Dar partea asta, Zen trebuie rezolvată, trebuie înțeleasă cum a apărut conceptul de, cum se spune în românește, de emptiness, de nimic, de vid. Dar nu e vid. Este doar că îi lipsește și numele. Până și numele îi lipsește. Da, fiindcă dacă îi dai un atribut, înseamnă că începi să fantasizezi. Deci mă opresc acum. Sau poate nu, mă gândesc starea de vacuitate. Noi asociem, dacă spui starea de, dacă noi asociem deja cu lipsă. Dar emptiness nu înseamnă lipsă. Nu lipsește nimic pentru că nu ne gândim în sensul de adaug, scot, cine sunt eu care adaug și scot, cine adaugă, cine scoate. Nu putem să gândim în termenii de dimensiuni finite. Noi operăm logic cu dimensiuni finite. Avem probleme cu numerele mari, avem probleme când spunem cosmos cu conceptul. Mintea noastră se blochează de multe ori la spectrul mecanic al lucrurilor. Înțelegem lucrurile mecanic. Înțelegi? E foarte greu să înțelegem lucrurile în dinamica lor macromoleculară, micromoleculară, nanomoleculară, ani lumină. Sunt concepte pe care le folosim doar ca să numim necunoscutul sau să lăsăm mai departe matematica să vorbească acolo unde noi nu mai putem să vorbim. Dar aici nu vorbim despre matematică, vorbim despre percepția noastră a acestui lucru de care, să zicem, se ocupă, dacă vrei, matematica. Pentru că limba noastră nu mai se poate, e o problemă destul de complicată. Și atunci, când e complicat, găsim o cală mai bună. Și începem să scriem și să spunem mintea lui Buddha. Să dăm definiții care ne creează un confort că am rezolvat o necunoscută. Da? Plăcerea, anxietatea, care include frica față de moarte, frica față de timp, fricile, conflict. Deci anxietatea totdeauna caută cât mai rapid să găsească o soluție care să-i spună am rezolvat problema. În partea asta nu mai e nicio anxietate. Să caute confortul de a fi în relație bună cu necunoscutul, să elimine necunoscutul. Și atunci găsim povești. Cu cât poveștile sunt mai facile, cu atât găsești mai repede. Aici este deci pericolul, dincolo de catastrofal de important, de a fi temptat să găsești cea mai joasă soluție, cea mai nereală soluție, dar în care, dacă crezi, se rezolvă toate problemele. Nu există omul simplu care este credincios, devotat și omul
non-simplu, să zicem, mai complex, care este credincios sau devotat. Fiecare poate să fie diferit, să aibă credință diferită, dar credința trebuie să fie că soluția pe care ai găsit-o este bună, dacă este Dumnezeu, dacă este Buddha, dacă este pur și simplu lipsa lor și spiritul independent al sinelui. Orice soluție în care crezi este soluția care îți rezolvă problema. E, practicând budism sau nu, fără să practici budism, te fac chiar în fața acestei probleme. Și problema este ce este Buddha lui mintea. Ce este ce, mintea lui Buddha. Sau Buddha lui mintea, tot aia. Ce este Shin? Că e ca răspunsul pe care ți-l-am dat la început, este probabil accept. Ar trebui să fie acceptat. Este tot așa cum este. Și, da. Mă gândesc acum așa cum, făcând, mă rog, un soi de paralelă, așa cum îl percepem pe Dumnezeu ca un tot, ca acel tot inefabil, imuabil, da, veșnic, a tot cunoscător, omnipotent și așa mai departe, omniscient. Probabil că la acest concept se referă și mintea universală. Nu. Este o mare deosebire dintre, dacă, acum mă joc, dacă spui Dumnezeu și creația lui împreună, pentru că budismul nu are conceptul de creator vis-a-vis creat, ci are conceptul de totalitate, de acest emptiness, care include și conceptul de Dumnezeu pentru cei care văd acest lucru ca Dumnezeu, să zicem, da? Dar creația de nu, creștinismul este puțin, nu vreau să intru în chestii dificile, dar creștinismul este diferența față de partea asiatică este tocmai pentru că are un non-uman, un deasupra omului ființă, o divinitate. Da? Divinitate care, omnipotentă, cum spui, și toate atributele pe care îi dau grandoarea divinității. În budism, nu mă refer la nivelul în care există figuri mitice și așa mai departe, și demoni și forțe. Acolo e altceva, este partea religiei, este inventarul religios. Dar budismul vorbește despre dharma, despre mintea lui Buddha, despre wholeness, despre aceste totalitate, tot. Nereligios, totul așa cum este, care se întâmplă, în care dacă introduci cuvântul de timp, îl faci pentru a arăta că cuvântul de timp este nepotrivit. Dacă introduci cuvântul de spațiu, o faci pentru că vrei să arăți că cuvântul de spațiu este nepotrivit. Nu e definit de timp, nu e definit de spațiu, nu e definit de nimic, este. Și când mintea limitatului, deci mintea noastră este limitată, când mintea limitată încearcă să îi dea o formă nelimitatului, va greși. De aceea, cred că a apărut conceptul de a nu lăsa mintea să fie conducătorul. Fără să oprești, fără să o anulezi, pentru că e mintea ta. Dar nu trebuie să o lăsi să fie conducătorul, pentru că te va duce în spațiul interpretării care vine de la o abilitate limitată. Și Zen este foarte mult bazat pe acest lucru. Totul este bazat pe ideea de a nu lăsa mintea să devină un creator al ego-ului în interpretarea a ceea ce vede. Să fie aghiotantul ego-ului. Sunt lucruri diferite. Acum, astea sunt cu puțin mai dificile de discutat.
Vrem să, uite, am scos un extract din carte. Mintea aceasta este strălucitoare și nepătată, precum vidul, neavând nici formă, nici aparență. Mie, dacă cineva îmi citește un astfel de text, și este un text care dintr-o dată mi-a adus aminte, ți-am spus și în interviul anterior, de basmele din copilărie. Este o frază care îți deschide așa ușa încet, frumos, spre țara basmelor și întâmplărilor minunate. Dar când auzi, mintea aceasta este strălucitoare, dintr-o dată îți imaginezi o icoană. O icoană în care sfinții trebuie să aibă strălucire. Sunt imagini, sunt modele care nu înseamnă nimic. Înseamnă o conceptualizare și un consens că așa vrem să înțelegem că este mintea aceasta. Strălucitoare și nepătată precum vidul. Cum o fi vidul nepătat? Nu știu. Înțelegi? Dar alegoric, când spui, când folosești figuri de stil și sunt nepătată precum vidul, licența poetică care este în tine începe să se trezească. Zic, sună frumos. De ce sună frumos? Pentru că lași imaginația să se ducă. Înțelegi? Deci devine o piesă de literatură, nu o piesă de conștientizare a relației tale între tine și non-tine. Și ne aflăm în acest ocean destul de încărcat cu punguțe de plastic de diverse soiuri, de ce vrem, literatura, avem emoția, avem poezia, vrem artisticul sau vrem trezirea? Și este foarte simplu. Amândouă. Știi, e foarte interesant, de fapt, faptul că în mai multe cărți am întâlnit, cu precădere din colecția Zen, am întâlnit acest concept oarecum greu, să spunem, dificil de definit, și anume cel de vid. Cum e și în ceea ce ai spus tu, încercăm să ne imaginăm cum arată vidul. Și într-adevăr, mintea noastră, poate apelând sau ajutându-ne de un limbaj metaforic, de o anumită expresie, de o anumită figură stilistică, o figură de stil, putem să spunem ca licență poetică că sună bine, dar minte strălucitoare, eu m-am gândit la un alt cuvânt încercând să găsesc niște sinonime și m-am gândit la imaculat, fără pată, exact cum ai spus, imaculat. Și cu greu, primul gând era o coală, o hârtie, o bucată de hârtie, da? Albă, fără niciun firicel de praf pe ea, fără nimic, imaculată. Dar e greu, într-adevăr, să încerci să conceptualizezi mai mult decât o simplă abstracțiune, să încerci să conceptualizezi acest termen de vid. Poate că nu trebuie conceptualizat, poate că dar trebuie dus, trebuie folosit pentru că e nevoie să-l folosești, pentru că altfel nu ar fi apărut ca concept. Deci faptul că a apărut este că e nevoie să spui ceva. Fizic știm ce este în capul nostru, ce am definit că este vidul. Adică, din punct de vedere fizic știm ce este vidul. Ai tras aerul dintr-o sticlă cu o mașină și ai creat vidul. Poți să, aproape de absolut. Dar nu despre asta este vorba când ne referim la vid. Noi ne referim la vid ca absență. Și deci opusul, când negarea absenței este completă, se manifestă absența. Adică absența necesității de a
absența necesității de a introduce, de a crea conceptul de non-absență. Vezi, este greu. În clipa în care gândim non-absență, deci prezență, da? Mecanic, vizual, vedem existența a ceva vis-a-vis acel, cum spune, literei A față de literei non-A, deci a ceva înconjurată de ceea ce nu este. Da? Deci este manifestare, s-a manifestat. Este înconjurată de ce nu este ea. Da? Când vedem chestia asta, spunem, nu mai e vid. Pentru că concepem absența tot ce este manifestat ca vid. Ce se întâmplă când totul e manifestat? Nu e de fapt forma perfectă de vid. De vid în sensul că este absența totul. Totul este așa cum este. Absența ideii că există A și non-A este de fapt unitatea, eliminarea dualității. Și cu dualitatea e o poveste cu budismul și dualitatea. Deci lucrurile intelectual s-a mers destul de departe. Cine sunt eu să spun? Acum, e plăcerea de a da un interviu cu cineva care e onest și curios să mă face să vorbesc despre lucrurile astea. Nu e domeniul meu. Dar s-a mers departe în intelectual. Ceea ce e foarte bine, am spus anticamera, e foarte bine, s-a mers departe. Dar dacă se mai face greșeala să meargă mai mult, în Eminescu, când eram mic, am citit Sărmanul Dionis. Am căzut pe spate, m-am dus la profesor și l-am recitat, am luat 10. Și la matematică, și la purtare, și la tot, pentru că am povestit Sărmanul Dionison. Dar era povestea acestui individ care, la un moment dat, începe să simte lucruri, să simte și la un moment dat, în vis sau în realitate, își pune întrebarea, oare nu sunt Și în clipa în care a pronunțat, n-a apucat să mai termine cuvântul și a fost trântit de forțele naturii la pământ. A fost desființat, reat. Deci este ideea omului care îndrăznește să gândească mai mult decât trebuie, să se confunde cu... Asta este pericolul minții. Mi-a fost atunci foarte clar. Deci, zen... Am obținut zen la 12 ani. Vreau să zic. Deci mare un subiect de altfel, un subiect filozofic de altfel și foarte provocator. Bineînțeles. Sărmanul Dionis. Bineînțeles, da. Bineînțeles. Și deci trebuie să fim atenți să știm când să lăsăm să transcendem partea de minte și să regăsim acest emptiness, naturalețea. Ți-am spus, discuteam ieri două lucruri în meditație, două lucruri în practica de zen. Două lucruri. Dacă ai rezolvat, este rezolvarea dorinței de a atinge nirvana și rezolvarea dilemei viață-moarte. Dacă acest dualism, tot conceptul filozofic viață-moarte, găsești o relație naturală și dacă înțelegi că căutând nirvana e aici, în nas, în fața ta, fiecare secundă se întâmplă trezirea, dacă înțelegi lucrul ăsta, dacă nu poți să o cauți tu cât vrei. Cât mai am vreo 6 km și ajung la nirvana. Cam așa. Dacă vrei să mergi pe calea asta, te duci la toate centrele de făcut yoga sau de făcut meditații și o să spună mai puțin, sute de metri și ești acolo. Nu despre asta este. Dacă ai trecut de aceste lucruri și ai rezolvat, nu că te-ai mințit să rezolvi, ci ai rezolvat dilema viață-moarte,
și asta dispare ca o provocatoare de suferință, dacă elimini ignoranța de a căuta cât mai departe, pentru că cât e mai departe, cu atât e mai bun, și de a căuta, dacă rezolvi astea două, ai rezolvat problema cu zen. Scurt. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă. Încercând să definim tot felul de abstracțiuni, tot felul de conceptualizări, chiar o discuție interesantă, alături de Gabriel Soga Căciulă, practicant zen, instructor de ceremonia celui în tradiția școlii Urasenche. Am vorbit despre cartea Shin, Mintea Universală, de Huang Po, o carte publicată în colecția Zen, Budismul Zen, a editurii Herald, și o carte care face parte, așa cum vă spuneam la începutul materialului, din campania Ce ne transmite budismul, ce învățături ne transmite budismul, înțelepciune, învățătură și practică cotidiană. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Cu recunoștință și plecăciune îi mulțumim și lui Gabriel Soga Căciulă pentru informațiile foarte prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută. Numai bine! Mulțumesc.